Bine v-am găsit! Este de sâmbătă și noi vă invităm în fața ecranelor. Despre misiunea față de patrie, cuvântul artistic înșirat cu maestrie pe hârtie și viitorii noștri savanți vom vorbi astăzi. La 15 februarie vom marca 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Amintirile despre îndeplinirea misiunii internaționaliste le împărtășesc cu stașii care au apărat interesele țării pe pământ afganez. Viitori savanți, cu ocazia Zilei Științei, povestim despre succesele tinerilor filologi nistreni de la Cercul Științifico-Literar Avânt, de pe lângă Catedra de Limbă și Literatură Moldovenească a Universității de Stat Nistrene. O nouă apariție editorială în limba moldovenească, tânăra poetă Irina Platica, primită în rândurile Uniunii Scriitorilor din Nistrenia și a prezentat culegerea de versuri O rază din suflet. La 15 februarie vom marca 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. În Republică vor avea loc diverse activități. Recent, membrii organizației publice Uniunea Ostașilor Internaționaliști din orașul Bender au avut o întâlnire cu conducătorul Uniunii Trupelor de Debarcare din Nistrenia. Printre ostașii internaționaliști ce locuiesc în Bender sunt 14 care concomitent au făcut serviciu militar în componența trupelor sovietice de debarcare. Cu ocazia celor 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, ei au fost gratificați. Unul din ei a fost Ion Pântea, batalionul de debarcare de asalt al căruia s-a aflat lângă orașul Jalalabad. Dumnealui a povestit că din unitatea militară care enumera 134 de tineri, 20 au căzut în Afganistan. Majoritatea au atins vârsta doar de 19-20 de ani. Vladimir Smaль s-a aflat în Afganistan în gradul de sergent inferior timp de un an și 9 luni. În una din lupte a suferit contuzie. Regimentul nostru efectua sarcina de protejare a drumului Veții, el având o lungime de 215 km. Pe el erau transportate nu numai încărcături militare, ci și umanitare. Uniunea Sovietică acorda ajutor enorm cu produse alimentare, materiale de construcții. Erau edificate școli, drumuri, uzine de ciment, erau trimiși și specialiști civili. Participam la operațiuni de nimicire a formațiunilor banditești, fiecare dura câte 10-15 zile, ele fiind extrem de primejdioase. Timp de 11 luni, din decembrie 1979 până în noiembrie 1980, Veceslav Nichitin a făcut serviciu într-un pluton de cercetași, situat sub Kabul. Împreună cu tovarășii cercetau localitatea, plecau în recunoaștere pentru mai multe zile, atrăgeau dușmanul în cursă. Toate operațiunile erau riscante pentru viață, bombardamente, ciocniri, provocări, drumuri minate. Veceslav Evgenievici își amintește cu emoție despre prietenii, rămași fideli pentru întreaga viață. Mi-a rămas în memorie amintirea despre prietenia pe care întotdeauna te puteai baza, încrederea, speranța. Cuvântul prieten în acele condiții dificile obținea un sens cu mult mai important. Prietenia era o noțiune sfântă. Chiar și acum visez că mă aflu în Afganistan alături de prietenii mei, mulți din care nu mai sunt în viață. Anatol Najimov, militar de profesie, a fost în Afganistan în deplasare specială timp de 2 ani și 2 luni în calitate de consilier al comandantului unui regiment afganez de artilerie. Sarcina era de a pregăti unitățile armatei afganeze pentru acțiuni militare. Împreună cu ostașii afganezi participa la operațiuni care durau de la 7 zile până la 3 luni. Este o școală importantă de luptă. Prin Afganistan au trecut majoritatea unităților noastre. Genurile armatei, aviația, comunicațiile, artileria, tankiștii, a fost o școală a supraviețuirii în cele mai dificile condiții, a practicii de luptă. Atunci, acest fapt era important și necesar. Trupele sovietice au fost introduse la rugămintea guvernului Afganistanului, a țării vecine Uniunii Sovietice. Iurie Josan, militar de profesie, în anii 1983-84 a participat la apărarea Siriei de invaziile dușmane. În anii 1988-89 s-a aflat în Afganistan într-un regiment de artilerie. În anul 1992 a apărat orașul natal Bender de naționaliști. Consideră că principalul este să-ți iubești patria, s-o poți apăra. Din Afganistan și-a amintit momentul retragerii trupelor sovietice. Procesul a avut loc în condiții extrem de dificile.
Мы обеспечивали огневое прикрытие действий. Noi asiguram cu acoperământ de foc ieșirea fără piedici a coloanelor militare din Afganistan la începutul lunii ianuarie 1989. Le-am propus madjuhezilor de a se retrage la distanța de 5 km de la drumuri pentru a nu împușca asupra coloanelor. Ei au refuzat. Atunci toată artileria, aviația noastră au deschis foc, alungând aceste formațiuni banditești. Sarcina a fost îndeplinită. Pierderi în procesul retragerii trupelor sovietice n-au fost. Sunt sigur că introducerea trupelor sovietice în Afganistan a fost necesară. Noi am îndeplinit acolo o misiune importantă. Ostașii internaționaliști au amintit momente de luptă, au vorbit despre prietenie tovarășilor de arme, menționând că este important a educa tinerii de azi în spiritul patriotismului, a dragostei față de țară. La 8 februarie am marcat Ziua Științei. E demonstrat deja că în țările unde sunt implementate în practică rezultatele cercetărilor științifice, crește și potențialul de producere, se dezvoltă economia, sfera socială. Noi însă astăzi ne vom referi la succesele tinerilor filologi nestreni, care se ocupă de știință. În special vom vorbi despre Cercul Științifico-Literar Avânt, de pe lângă Catedra de Limbă și Literatură Moldovenească a Universității de Stat Nistrene. La Facultatea de Filologie a Universității de Stat Nistrene funcționează 9 catedre. Una din cele mai vechi este cea de Limbă și Literatură Moldovenească. Aici efectivul didactic realizează un larg lucru științific și metodic. Cercul Științifico-Literar Avânt, de pe lângă Catedra de Limbă și Literatură Moldovenească a Universității de Stat Nistrene, activează cu succes de-a lungul câtorva ani. În genere, știința este o cunoaștere și cunoașterea poate fi în orice domeniu. Noi înțelegem că prioritare astăzi în societatea noastră sunt știința despre biologie, de exemplu, despre cosmos, știința fizică, matematică și așa mai departe, dar mai este știința filologiei, care nu trebuie să o negăm. În Cercul Științifico-Literar Avânt, tinerii moldoveni cercetează, iau cunoștință mai detaliată de tehnică, metodele de compunere a versurilor și prozei, studiază scrierea lucrării științifice. Tot aici, membrii cercului își încearcă penița în creație artistică. La ședințe sunt abordate probleme filologice. După cum spun lingviștii, se face acest lucru pentru a vorbi o limbă curată, mustoasă și corectă. Eu lucrez asupra temei evocări lirice în creația poetei nistrene Neli Nastas. Cercetez minuțios creația dumneiei din plachetele Fiacrul Armoniei, Regina Nopții și Vibrează Timpul Afrământ. Mie foarte mult îmi place această poetă, Neli Nastas. Ea este o femeie deosebită, îmi plac foarte mult versurile dumneiei, este o lirică feminină excelentă. Cei care nu sunt indiferenți față de rimă, estetica versului și vor să iei cunoștință de creația scriitorilor nistreni, se adună la ședințele Cenaclului. Ultima i-a fost dedicată științei. La catedra noastră, noi scrim articole științifice, da? Și orice profesor, orice lector care cercetează acest articol, simte, știe că se va utiliza undeva. De exemplu, nu de mult la noi la catedră a avut loc o conferință a profesorilor, a lectorilor, o conferință de iarnă, cum îi spunem noi, și eu am venit cu un articol care s-a numit Euforia regionalismelor în Nistrenia noastră. Deci este contemporan? Da. Este actual? Da. Vorbim despre plaiul nostru? Da. Și cercetăm atunci ce fel de regionalisme sunt în diferite raioane ale Republicii noastre. Literații cu experiență remarcă că pentru a scrie un articol, eseu, miniatură, a compune o poezie, fiecare om de creație trebuie să muncească mult, iar pentru a aprecia talentele tinerilor condieri sunt organizate variate concursuri. Datorită Cercului Științifico-Literar, membrii lui se dezvoltă atât teoretic cât și practic, învață a scrie corect, fac cunoștință cu membrii Uniunii Scriitorilor din Nistrenia și creația lor. Știința filologică este foarte complicată. Eu mult aș vrea să studiez și la magistratură, ca apoi să-mi continui studii la doctorantură. Astăzi e clar că e puțin să înveți doar la universitate, ci ai nevoie de o cercetare de un loc științific. De aceea, în Centrul Culturii Moldovenești, la Catedra de
de filologie moldovenească activează trei cercuri științifico-literare. Cercul Avân, care este dirijat de către doamna Galina Gurski, de asemenea cercul științifico-literar Vladevițe, conducătorul căruia este doamna Valentina Popova, și cercul științific, la început a fost cuvântul, dirijat de către lectorul superior Tatiana Mazieva. Pedagog cu experiență, adevărat patriot al plaiului Galina Gurski și a realizat multe visuri, atât pe tărâm pedagogic cât și literar. A editat 10 cărți, însă continuă să lucreze cu tânăra generație pentru a lărgi rândurile literaților nistreni. Lucrez astăzi cu cercul științifico-literar, având, mă strădui întotdeauna că în acest cerc să vină primii lăstărași, studenții anului întâi de la filologia noastră. Și dacă încep să cerceteze, dacă simt sămânța aceasta de cercetare, atunci lucrez cu dânșii ca să-și vadă rodul. Limba moldovenească astăzi trăiește a doua viață. Studenții compun versuri, scriu articole științifice în cadrul cercurilor literare. Lucrările tinerilor sunt editate atât în colegerea facultății, cât și în alte publicații republicane. Lucrăm cu stilul, ortografia. Facem totul pentru ca vorbirea orală să fie una frumoasă. Activăm intens pentru a păstra și dezvolta o limbă moldovenească corectă. Ion Cana, scriitor, traducător și dramaturg, este considerat unul din fondatorii literaturii sovietice moldovenești. La baștina lui, la școala medie moldovenească incompletă din satul Goieni, raionul Dubăsari, în muzeu sunt acumulate materiale despre Ion Cana. În afară de aceasta, recent aici a fost deschisă o placă comemorativă, consacrată scriitorului. Ion Cana s-a născut la 28 ianuarie 1902 în satul Goieni, raionul Dubăsari, într-o familie de țărani. A trăit o viață plină de evenimente. La vârsta de 17 ani, când satul a fost eliberat de gardiști albi, a intrat în componența detașamentului comandantului Grigori Kotovski. După ce a fost grav rănit, s-a reîntors la Goieni și a făcut studiile, a devenit învățător. Tot atunci au fost și primele încercări în proză. Ion Cana a fost o făclie luminată pornind din acel întuneric, o rază de lumină de pe malul stâng al Nistrului Străbun. Debutează cu articole publicistice și cu povestirea Râșnița. Proza lui Ion Cana prezintă un viu tablou al satului moldovenesc. Apoi a fost colaborarea cu ziarul Moldova Socialistă și revista Octombrie, unde un anumit timp a fost și conducător. Când a început Marele Război pentru apărarea patriei, din cauza rănilor nu era mobilizat la front. Dar Ion Cana a reușit să fie numit corespondent în circumscripția militară a Caucazului de Nord. După eliberarea patriei de sub jugul fascist, s-a reîntors acasă, continuându-și activitatea literară. Ion Cana este unul din scriitorii mei preferați. Suntem cunoscuți cu activitatea sa literară. Am studiat opera La Vadă lui Suvorov. În această operă se reflectă prietenia între poporul rus și poporul moldovenesc. Ion Cana își încheie activitatea sa literară cu romanul Dimineața pe Nistru. E un scriitor care mai este numit pionier al literaturii, deoarece este primul dintre scriitorii sovietici moldoveni care a scris primul roman Dimineața pe Nistru. În romanul acesta eroii nu sunt născociți, sunt eroi, oameni reali care și-au dus, s-au trăit viața în satul nostru de Baștină. Primele povestiri au văzut tiparul în anul 1926. Râșnița, Frăsâna tractoristă, Andrieș, în ele predomina tema vieții grele a oamenilor de la sate, în același timp umorul și optimismul țăranului. Apoi au fost editate romanele Mama și Dimineața pe Nistru. Pentru meritele pe tărâmul literar, Ion Cana a fost desemnat cu Ordinul Lenin și Ordinul Drapelul Roșu de Muncă. A fost o persoană istorică, participant la războiul civil, participant la marele război pentru apărarea patriei. A adus și un mare lucru obștesc, fiind președinte al Uniunii Scriitorilor a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, membru al Prezidiului Uniunii Sovietice. За всю свою жизнь творческую. În decursul vieții sale de creație a scris mai bine de 30 de lucrări. În romanul Mama, Ion Cana ne povestește despre viața grea a femeilor de la sat, dragostea față de satul natal, de patrie. Lucrările dumnealui urmează a fi citite și studiate nu numai de tânăra generație, dar și de cei maturi.
Printre oaspeții invitați la inaugurarea plăcii comemorative a fost și nepotul scriitorului. Până în prezent își amintește despre Ion Cana cu emoții deosebite. Au făcut placă și vedem toți oameni. Îl cinstesc pe dânsul, îl mândresc și tare bun a fost la inimă. În Muzeul Școlii Locale este vernisată o expoziție ce este consacrată scriitorului moldovean. Tot aici sunt prezentate și primele manuscrise ale lui Ion Cana. O nouă apariție editorială în limba moldovenească. Tânăra poetă Irina Platica, primită în rândurile Uniunii Scriitorilor din Nistrenia, și-a prezentat culegerea de versuri O rază din suflet. Ea include poezii pentru cercul larg de cititori. La 19 ianuarie, la cei 81 de membri ai Uniunii Scriitorilor din Nistrenia, s-a mai adăugat încă unul, Irina Platica. Tânăra a început a compune versuri în 2011. Primele ei încercări au fost editate de-a lungul anilor în pagina literară Luceafărul, a ziarului Adevărul Nistrean. Era un hobby pentru mine. Îmi descriam emoțiile, sentimentele, adică tot ce trecea prin mine. Însă mai târziu, datorită prietenilor mei, care au auzit poeziile mele și au citit, datorită concursurilor la care am participat, a venit ideea de a le include pe toate într-o cărțulie. Prezentarea cărții a decurs într-o atmosferă prietenoasă. Alături au fost cei mai apropiați și dragi oameni. Printre ei, membra Uniunii Scriitorilor Galina Gurski, care conduce secția moldovenească a scriitorilor nistrieni. Întotdeauna căuta motiv. Și aceasta m-a agățat în poeziile ei. Totdeauna vroia să caute un gând adânc, filosofic. Da, la un început, poate, nu toate rimile sunt ilustre, dar așa e la un început. Într-un debut de poezie a scris despre Eminescu și a avut și niște dedicații care, într-adevăr, fac față. Și publicându-i poeziile pe pagina literară Luceafărul la ziarul Adevărul Nistrean, am înțeles că aceasta este o perspectivă de poetă. Crește văzând cu ochii. Colegii cu experiență o ajută pe tânăra poetă la formarea rimii corecte. Vin și cu o critică binevenită. La rândul său, membrile Cercului Literar Avânt, de pe lângă Universitatea de Stat Nistreană, au făcut analiza unor versuri. Trecând pe lângă casă, te văd înstrăinată, de dorul ce mă apasă, de lacrima curată, tu, singura în ființă, ce mi-ai părat de toate, cu sfântă iscusință, ce simt minte și astăzi, bunică, stingem dorul, cu a ta privire în vis, de vrei, chemă cocorul, a cărui punct s-a stins. Poezia Irinei e sinceră, mustoasă, seamănă cu o brândușă și adie avânt, avânt proaspăt. Totodată se strecoară gânduri adânci, idei lucide și teme de perspectivă, aș zice. Cartea O rază din suflet include 28 de poezii. E o plachetă mult dorită de poetă și de prietenii ei. Tematica poeziilor mele nu este dificilă, deoarece fiecare om este format din trecut, prezent și viitor. În poeziile mele veți găsi rânduri despre cum trebuie să prețuiți prezentul, să nu uitați trecutul sau invers, să lăsați trecutul în urmă. La fel, să vă bucurați de viitor și să nu tremurați în fața întrebării ce oare va fi mai departe. Pentru viitor, Irina planifică întâlniri de suflet cu cititorii, pentru a afla care teme îi interesează mai mult, cum îi apreciază începuturile literare. Foarte mult m-a frapat și m-a impresionat ceea cum a început să scrie poeziile sale Irina Platica. Și sunt foarte mulțumită că avem încă o poetă nistreană care poate să ne îmbogățească memoria noastră sau să ne dărui ceva bun și nou din sufletul său. Dar voi vreodată ați pierdut persoane în care viața v-ați înaripat. De mii de ori îi petreceați cu alinare, căci nu vedeați soluție ce iartă. Dar voi vreodată ați păstrat în suflet doar amintirea și fără povață știați că e gol. Și în plecare vedeți doar semne, însă fără viață. Ați dorit vreodată să îi întoarceți, fără durere să priviți în parte și să iubiți cu inima rămită. Și să-i păstrați în suflet ca altă dată.
toate poezioarele, povestioarele și miniaturile pe care le are dumneavoastră ei sunt sensuri și eu lăundric. Ceea ce astăzi, despre ce astăzi meditează tineretul nostru. Și e important acest lucru. Dar când am citit povestirea Trei zile, am înțeles că Irina a ajuns la o linie și de acum pot să o numesc deschis în fața publicului adevărată poetă. Tânărul condeier are multe planuri și idei. Muza o însoțește pretutindeni. Irina Platica speră că versurile ei vor fi pentru tineri o hrană spirituală, pentru cei mai în vârstă o bucurie adevărată și un alin sufletesc. La Bender a fost vernisată expoziția personală a membrului Uniunii Plasticienilor din Republică. Lucrător excelent al culturii Republicii Moldovenești Nistrene, Anatol Cerevcov. Au fost prezentate circa 250 de lucrări, efectuate în diverse tehnici: desen, grafică, acuarelă, ulei. Ca și genericul expoziției Nuanțe și contraste, care au un sens dublu, autorul expoziției este un om neordinar. În pofida faptului că a atins anumite înălțimi în profesia aleasă, în activitatea pedagogică, viață, rămâne mereu în căutarea unor noi forme și metode în creație. Numesc expoziția de etapă, căci adunând aici toate lucrările, am văzut careva neajunsuri. Voi corecta activitatea proprie în dependență de aceasta. Doresc să schimb câte ceva în creație, să-mi propun alte sarcini. Una din ele, să mă schimb mereu, să pot descoperi ceva nou, mai interesant. O îmbinare a nuanțelor și contrastelor este viața și arta plastică, căreia maestrul i-a dedicat forțele în întregime. Un astfel de contrast în viață a avut loc când familia a venit din Ural, orașul Kurgan, în Moldova. Luminoasă, bogată în culori diverse, aprinse, ea devenind a doua patrie, iar dragostea față de creație li s-a transmis și copiilor. Anatol Stepanovici este o personalitate creativă, care îmbină diverse genuri ale artei, muzica, literatura, dramaturgia. A ilustrat cărți, lucrări ale scriitorilor Cehov, Grin, a colaborat cu edițiile Cartea Moldovenească, Literatura Artistică. Pictează instrumentele muzicale preferate, muzicieni, compozitori, oameni de artă, personalități istorice și, desigur, membrii familiei. Anatol Cerevcov a studiat la Școala de Arte pentru Copii din Bender. Ulterior, aici și-a făcut studiile feciorul Maxim, care actualmente este pictor. Este o dinastie de pictori. Astăzi, privind lucrările maestrului, observ că este schimbată maniera dumnealui de lucru. Devine mai interesantă. De aceea am hotărât să-i ofer o pânză curată, să-mi poată crea opere de artă. Îi doresc familiei succese, cucerirea unor noi înălțimi. Fratele Victor, cu 2 ani mai mare, făcând serviciul militar, a absolvit Școala de Arte din Tiraspol, clasa vocal, a activat în diverse colective muzicale, a obținut titlul onorific lucrător emerit al culturii din Republică, iubește muzica, cântecul, participă la diverse activități culturale orășenești. Totul a început în copilărie. Tatăl iubea mult muzica, cântecul. În copilăria sa a cântat în corul bisericesc. Nouă, când am crescut, ne-a cumpărat viori, ambii am studiat la școala muzicală. Fratele și-a continuat studiile la Școala de Arte Repin, a muncit pedagog. Aceste lucrări sunt o totalizare a vieții creative. Atât Anatol Stepanovici, cât și soția Larisa Panteleevna au depus eforturi pentru a le altoi copiilor dragostea de artă. Feciorul mai mare, Pavel, cântă la mai multe instrumente, Andrei la contrabas, fiicele cântă în diverse colective muzicale, Cristina este violistă, iar Angela violoncelistă. Suntem fericiți că avem ocazia să participăm la activitatea pe care cu toții am așteptat-o cu nerăbdare. Astăzi, cu prietenii, interpretăm melodii clasice preferate ale tatălui. Iubim mult părinții care au contribuit la formarea noastră ca oameni de artă, adevărate personalități creative. Studenților mei de la Colegiul de Stat Superior de Artă Postoichin le pot spune că plasticianul nu e o muncă simplă, însă dacă vor munci, posedând talent, vor putea obține mari succese.
Energia creativă, lumina, veridicitatea lucrărilor prezentate la expoziție a lăsat amprente pozitive în sufletul vizitatorilor. Acestea am avut, avele spune astăzi. Făurar este în legile sale. În popor, aceasta întotdeauna era considerată o lună nemiloasă a gerurilor. Sperăm că următoarele săptămâni vor veni cu o vreme blândă. Principalul e să o avem din plin în suflete. Pe curând!